Ha, salutare lume și bine ați venit la un nou episod. Băi, astăzi o să vă învăț niște chestii care, un exemplu, ar trebui să vă ajute pentru GTA, cât și pe 5M. Așa că, prima dată, ce trebuie să faci? Mergi pe Neba, cumperi jocul, scrii GTA, cumperi jocul, folosești codul meu, o să-l ai acolo în descriere, cât și aici lângă ecran, lângă mine, și după aia te duci, îl activezi. Asta e pentru ClayKeg global, să spun așa. Poți să-l adaugi aici sau poți să-l cumperi chiar și de pe Epic Games. Un exemplu. Hai să vedem. Ia, un exemplu aici 14.99. Aici prețul de 11.99. Așa că e cum vreți voi. După ce l-ai cumpărat, ai dus aici la Ad Game. Ai dat pe Steam un exemplu. Apeși Agri și ai început să pui codul. După aia te-a dus la instalat. Unde? Bun. După ce ți-ai instalat, ai crea să tot intru. Un exemplu, vei intra pe un server de 5M. Hai să intrăm pe un server random. Sper că asta e... O să intrăm pe un server random acum. Nu e asta. Stai că o să instalez din nou. Mă rog, o să instalez. Se va instala din nou, din păcate. Un exemplu, vrei să-ți alegi, în afară de asta, vrei să-ți alegi un mod de grafică, un exemplu. O să trebuiască să pui acest cod. După ce te-ai dus la 5M, ai dat Properties și o să pui acest cod, pe care o să-l aveți și în descriere. Bine, poți să mai pui un plus și ar fi, nu, minus. Minus și 1049, din câte am înțeles codul de la server, un exemplu. Ca să nu-ți mai apară mai multe chestii, stați că o să vedeți imediat. Ok, intrăm acum pe 5M, luăm un server random. Mergem pe intrăpătarea că și așa e nou deschis. Și, da, vedeți că mie nu mai apare asta, hai să nu facem prea multe. Te-a dus în consolă, nu? De aici o să urmeze treaba asta. O să poți să spui binduri, keyboard, un exemplu, say hi sau emoturi sau așa mai departe. Poți să scoți bindurile, unbind keyboard, asta trebuie scrisă neapărat, și tasta pe care l-ai pus. Un exemplu aici e F9, după F9. Când le draw FPS, ăla te ajută la optimizarea de la FPS-uri. Aici o să mai vedeți mai multe, cum zic eu, mai multe comenzi pentru... O să vă las și linkul ăsta în descriere ca să vă puteți interesa sau așa mai departe. Quit, clar. Da, aici poți să vedeți voi. Profil music, gen să dai volumul la muzică sau așa mai departe. Aici de la developer nu prea vă interesează pe voi ca idee. Aici e clar. Slash connect și dai post IP-ul de la server, salut. După ce ai intrat pe server... Mă plouă cu oameni, nu să mă reciprim. Ia, ule, pe Franța. După ce ai intrat pe server, ai început cu, da, bind, keyboard, F10, nu, pe F10 și eu pun F5, las acolo. Sau, gamma, cred că așa era, CL, gamma, color 2. Bine, eu acum am două moduri de grafică puse și... Nu mai funcționează așa, că în rest altceva ce v-aș putea mai arăta. Ai intrat pe server, un exemplu, te duci la grafic și iei setările mele. O să punem așa un pic de pauză. Bine, dacă ai calculator mai slab, recomandarea mea ar fi în felul următor. Stai să dăm și muzica un pic mai încet. Sau opresc, chiar că opresc. Recomandările la 5M ar fi în felul următor. Eu am mai făcut videoclipuri în care v-ar putut recomanda setări pentru low PC sau setări care chiar v-ar putea ajuta pentru un calculator cât mai bun. Dar, na, dacă ai calculator cu un RTX, un exemplu, placă video, 16 GB de RAM, recomandat pentru 5M și pentru filmări și așa mai departe, poți să dai setările pe high, că nu-ți mai trebuie atunci moduri de grafică, de stereo sau așa mai departe. Cam asta sunt setările mele. Un exemplu aici, o să puteți să dați și o pauză. La display nu m-am dus. Gamepad, keyboard
așa mai departe, audio, cameră nu vă interesează, un exemplu eu nu umblu, aici pe un exemplu am două monitoare, pun pe full screen, 16 pe 9 și de aici vedeți ce mi trebuie la voice. Neapărat să dați enable pe voice-ul, să vă selectați căștile, cam așa arată la mine. Poate l-ați auzit pe francezul că a vorbit prea tare. Dați și la microfon enable. De aici vă selectați microfonul. Aici la voice volume trebuie să fie tot timpul pe push total. Keyboard-ul. Da bine, și de aici mai vine microfon volume, cât de tare să te auzi tu sau așa mai departe, și sensitivity. Bun. Un exemplu ca să vezi cheile de la keyboard-urile de la joc. De aici la key bindings. Nu știu dacă am pronunțat bine, și te duci pe 5M. Aici o să vezi, activează chat. Pe tubine aici sunt schimbate, gen. Aici o să poți să spui apuși total cu normal la mine pe asta de la mouse, știi? Așa că na, voi vi-l puteți pune cum vi mai ușor vouă. Pe V, pe K, pe tapă, tot ce vreți voi. După ce ai terminat, enjoy the game. Mă înțelegi? Mergeți, alegi un server și te-ai dus. Ia stai să mai intrăm încă o dată. Bine, nu ziceți de ce mi-a apărut aici la jocuri video. O să vă apară tot timpul asta. Dacă vreți, vă puteți conecta cu contul de la CFX. Eu nu m-am conectat, nu mă pasionează. Poți să scrii aici România și enjoy. Mă înțelegi? Poți să găsești aici tot felul de servere să te joci. Dar mare grijă la ce faceți. Așa că sper că te-a ajutat acest tutorial și mai multe tutoriale, un exemplu cum să optimizezi calculatorul sau așa mai departe, sunt pe canalul principal. Adică pe canalul pe care o să postez acest videoclip care te-ar putea ajuta. O să-l plevezi acolo. Acum mai mult nu pot să spun că băi, nu știu cum. De obicei, dacă vrei chiar să te protejezi chiar așa, folosești Malwarebytes, antivirus, PTK. Dar, na, mai multe nu vă pot spune, adică nu sunt, cum să zic eu, nu că nu sunt, las acolo, dar ideea că dacă vrei să-ți se miște bine un calculator, frate, bași bani, mă înțelegi? Adică nu poți să te duci, un exemplu pe 5M care cere așa mai departe, destul de multe specificații la calculator. Dar na, uite, el la mine e blocat în 144. Ce aș mai putea să vă mai arăt ar fi, bă, astea sunt pentru calculatoarele mai speciale, mai puternice. Un exemplu al meu are și RTX, 1700-9700, vedeți și în descriere. Și un exemplu, te-a dus la Nvidia Control Panel, te-a dus aici, cei care au Nvidia, te duci aici, dai pe Quality, la Manage 3D Settings-ul, aici poți să dai pe pauză, stai că fac un pic mai mare ca să-l vedeți și voi, și puteți să-l copiați pe asta, gen, bine, eu l-am pus la 144 de FPS-uri pentru că pe atâta mi-e monitorul, nu vreau să-l duc mai mult, că, da, nu vreau. Aici, la Program Settings, n-am selectat nimic, că eu chiar n-am nevoie. Configurul SUI ăsta nimic. La resolution clar că am pus 1080p pe 144 de frame-uri, dacă un exemplu poți să pun și pe 100, dar nu mi-a făcut custom. Aici arată Ultra HD, nu știu cum, dar dacă dau aici îmi dă numai 120 de frame-uri, ceea ce mă deranjează pe mine când mă joc. Eu am două monitoare. Acum na, la aici n-am mai umblat la nimic, l-am lăsat numai așa, rotate. Deci nimic, 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 nimic n-am schimbat, mă înțelegi? Aici un exemplu pentru cei care au două monitoare, aici e diferit de la calculator la calculator. Eu l-am pus pe no scaling, pe GPU, am bifat asta, la al doilea monitor la fel, l-am pus aici și așa nu am probleme, n-am drop frame-uri, mi s-a întâmplat să am drop frame-uri destul de mari, numai din cauza asta. Aici la video, la fel, n-am umblat la nimic. Așa că asta ultimul e numai pentru calculatoarele mai puternice un pic. Acum, pentru mai multe, le vedeți pe acolo, la videoclipul la mine. Enjoy, guys! Nu uitați de butonul de like și subscribe și sper că v-a ajutat acest videoclip. O să dați voi pauză când o să aveți nevoie să
Știi? Stai să mă uit un pic la setările pe care le are, nu numai, hai să ne uităm la videoclip, știi? Așa că sper că te-a ajutat. O zi frumoasă ai în continuare. Pa, pa!